Noi suntem deja pentru a patra oară la Țâpăva. Pentru noi este un loc special, este un loc extraordinar de frumos și ne bucură faptul că anul acesta este mai puțin, sunt mai puține de fapt deșeuri. Este îmbucurător faptul că conștiința cetățenilor este puțin mai dezvoltat. Într-adevăr, este un loc care îl vizitează nu doar turiștii din Republica Moldova, este un loc care îl vizitează turiștii străini și avem nevoie ca toată lumea să-și facă impresii foarte bune despre Republica Moldova. Avem locuri frumoase, de ele trebuie să fie și neapărat curate. Cu ajutorul voluntarilor, cu curajul de care au dat dovadă, am îndeplinit și această misiune și cu asta ne felicităm pe toți. Prima oară am făcut niște impresii foarte bune, că într-adevăr este un loc turistic foarte frumos și toți elevi care suntem aici, sper că i-a plăcut această zonă, că a noastră mamă natură ne-a făcut o zonă foarte frumoasă și merită de văzut. Что де факт орден на эту зону. Решила участвовать в этом мероприятии, потому что я не безразлична к чистоте нашей страны, к экологии вовсе. Я считаю, что это очень хорошо и полезно, и я бы хотела, чтобы больше людей, больше молодежи привлекалось в такого рода мероприятиях. И хорошо, что люди пришли, люди не безразличны. Тура, если он лук, не мой помню, где формоз, и требует, где протяжат, и не курицат. И он претендент на пост. Примовар, да? Да. Мы сейчас находимся в ущелье Цыпова, конкретно по дороге к водопаду. Вот у нас мешки, мы собираем мусор. Мы в прошлом году много собрали мусора, и в этом году уже намного меньше. Încă o misiune de noastră de astăzi este de a pune pe traseul turistic câteva tomberoane pentru deșeuri și sperăm că turiștii care vor vizita aceste locuri vor arunca gunoaiele la tomberoanele specializate. Mai avem un proiect destul de ambițios, dorim să plantăm în această zonă peste 200 de arbori și anume zona de la cascade spre izvor, deci avem zona de la cascadă spre Horodiște și zona de la cascada mică spre Slobozia Horodiște. Deci, în afară de asta, dorim să reabilităm și izvoarele care se află în satul Horodiște, care, de fapt, și alimentează cascadele cu apă.